Cabalinele, bovinele, ovinele și caprinele sunt aspru verificate de către inspectorii DSV. Inspectorii sanitari veterinari verificau târgurile de animale și până acum, însă la un interval de 2 săptămâni. Începând de astăzi, se efectuează controle zilnice pentru monitorizarea stării de sănătate a animalelor, atât de medicii de stat care au activități în zonele târgurilor de animale, cât și de inspectorii direcției. Având în vedere focarul de antrax din Serbia, suntem un județ care întotdeauna am luat măsuri suplimentare la orice apariție de focare, de boli în județele din vecinătatea noastră. De ce în târguri? Pentru că aici vin animale din mai multe localități și este important să le verificăm din punct de vedere clinic. Este o boală pe care medicul veterinar o depistează foarte repede și pe animalul în viață. Sunt luate în vizor astăzi târgurile de animale din Logreș și Săulești. În zilele următoare, târgurile din Peșteana, Bălteni, Ciuperceni, Alimpești, dar și târgul de animale anual din Țânțăreni, care va fi controlat de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și de cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Gorj. De asemenea, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare continuă controlele la legumele și fructele din piețe. Comercianții de ciuperci sunt luați și ei în vizor. Totodată am interzis în piețele agroalimentare vânzarea ciupercilor de producție, să spunem, după ora 9, pentru că datorită temperaturilor ridicate se pot produce niște procese irreversibile în interiorul ciupercii, nu ne dăm seama privindu-le și realizăm după ce avem dureri de stomac. Este interzis în județul Gorj vânzarea ciupercilor de pădure în toate piețele agroalimentare. În județul Gorj funcționează 5 târguri de animale care nu sunt autorizate pentru că nu și-au încheiat problemele de modernizare. Le este însă permisă activitatea deoarece există pericolul să vină comercianți și din alte județe cu animale care nu au controlul sanitar veterinar efectuat.